A plecat Marfa să mă bată tata, bă. Nu mă la plecă. Bună dimineața și bună să vă fie inima, dragi oameni buni. Și bine ați revenit la un nou Coxus Vloguț. Umblăm în crâng, văd că descărcăm. Te descarce colegul ăsta aceea. Repede scriu eu. În cât suntem astăzi? În vineri, dragi oameni. Vineri este o zi din viața mea. O zi de 15. Fiind vineri, vreau să vă doresc o zi. Vineri, acum e vinerea pentru mine. Este o zi foarte busy, dar totodată o zi unui vers versiti of central. C-N-T-R-A-L Lancasire L-A-N-C-A-S-H-I-R-E. E o zi în care nu mănânc la bază. Da. Deci vineri. Vineri este o vineri. Și am început, dragi oameni buni, ca pe fiecare vineri să nu mai mănânc. Deci țin niște posturi din aia de vineri doar cu apă și cafea. Atât, altceva absolut nimic. Care nu-mi face decât foarte bine. De la bine, foarte bine în sus. Din punct de vedere al sănătății mele virtuale și spirituale. Suntem prin Boltul, așa că descărcăm acest și revenim. Bună dimineața, lume, și bună să vă fie inima. Hai de cap, ce caum în cabină la ora asta să mă bată. Sâmbătă dimineața fiind, of, Doamne, sunt pe tir, m-am întors iar pe tir. N-am mai lucrat pe tir, am vreo două săptămâni iară. Ce buze așa, am vreo două săptămâni de când am lucrat pe tir. Sunt pe tir, dragi oameni, să bag carul tahograf, mamă. Primul lucru când plecai de acasă, am dormit rău, m-a trezit fiul meu, m-a pa. Primul lucru când plecai de acasă, verificai portofelul, că ăsta mi-a portofelul. Și îmi scoate cardurile afaș de împrăștie prin casă și le examinează să vadă care e expirat, care nu, care din trei. De exact astăzi am 15 zile de când n-am muncit deloc. Ăsta n-are ceasul dat înapoi, bă, îl are la. Trebuie până când am făcut pauză, până azi dimineața la 7 de timp înapoi 5 minute. Bagă și tu ciocănele. Hai de capul meu. Hai de capul meu, mai am o singură agenție la care muncesc de vreo 4 ani. La ei mai mă duc din când în când, să nu credeți că nu-i ginesc. Mai fac check-ul din când în când să văd dacă am muncit în altă parte. Ca aceea sigur. Bă, să înțelegeți că dacă cumva vedeți cumva în atitudinea mea de a lucra cu alții, vedeți cumva o agresivitate, este pentru că eu am ajuns în punctul în care să cred că când ești bun ești luat de prost. Adică am fost prea terfelit de viață, de muncă, de agenție. Și cumva e bine să fii terfelit, din ce cauză? La un moment dat, fiind terfelit așa, îți înveți lecții, știi? Acum eu mi-am învățat lecțiile și la care am participat. Și acum mă vedeți pe mine așa, rigid, în discuție. Din cauza aia e, dragi oameni buni, din cauza aia. Din cauza aia este pentru că am fost băiat bun la viața mea. Știi? Și încă mai sunt, nu cred că m-am lăsat eu așa, dar e complicat că nu trebuie, eu trebuie să fiu băiat bun pentru cine? Aia e, vezi? E cum pui problema. Dacă ești băiat bun pentru alții, s-ar putea să nu fii băiat bun pentru tine. Știi? Aici scârze puțin. Înțelegeți? A, sâmbătă, ce să zic? Sunt băiat bun și pentru mine și pentru alții. Se iau fesul ăsta în cap, că mi se pare răcoreală. Sunt băiat cu mine, nu sunt băiat rău. Am jos 10 ore garantate, 18, atâta s-a putut. Chiar dacă e sâmbătă, atâta s-a putut. Nu-mi place să fiu sincer, din ce cauză. Pe zi mai ales nu-mi place pentru că e multă muncă. Ce-am azi de făcut, mori. Mori cu mine, mă, mori. Ce? Unii ar ce bucură-te că te mai prins câte ceva. Hai că... Băi, le-am refuzat la ăștia câteva joburi în ultima perioadă, pentru că dacă sunteți la curent cu canalul, ei mă puneau să confirm un job și când întreb când e startul, când e aia, nu știau să-mi spună. Înțelegeți? E, acum, ăștia care m-ați comentat pe ce și a spus că nu-mi pica mâinile dacă mă ceam să dau asezi mermoca, ce făceați? Confirmați jobul, da?
confirmați, pentru că nu aveți experiență să diluiți cu aia ceva, da? Eu vă înțeleg parea, varianta voastră, întâi, dar voi pe a mea nu. Voi confirmați job. Și te zic că nu mai vine niciun job. Bă, cum cobor ăsta din camion de zbură? Te zic că nu mai vine niciun job, pentru că era o cursă care dacă apare, dacă nu, nu. Având în vedere că nu știau un start, nu știau nimic, dinainte înseamnă că, bă, s-ar putea să fie, dacă e, dacă nu e, nu e. E, și stai așa o zi acasă și seara n-ai decât să mă juri pe mine că de ce? Că eu sunt de vină sau... Vezi? Hai! Eu sunt judecat prematur. E judecat, este... Judecat prematur. Că nimeni nu știe ce am trăit eu și ce concluzii am tras eu de-a lungul vieții. Și plus că mă citesc și câte o carte. Nimeni nu știe că eu am ajuns să pun problema așa din cauza că am fost prea trefelit în viața mea. Bă, am fost și rămân un om bun la bază. Doar că... Eu mai știu că dacă ești prea bun, ești luat de prost în viața asta. Și depinde pentru cine ești bun în viața asta, iar foarte mult contează. Că nu poți să fii bun pentru toată lumea, știi? Ca idee, aude mânușile ăștia, este? Da, bă, de când am deschis geanta asta, nu-i mai lucru să găsesc și alte chestii pe aici. Ne-au pus tabletă din asta, cu noapte, uic eu. Dar ce-a pus-o pe asta, asta, nu știu pe unde să mă-i bag acum. Strâng așa pe o parte. Ca să prinde acum și scoate weekend. Am și o cafea. Bă, azi am o zi sau am o zi. Mi-ar prinde bine să mă întorc pe tine, dragi oameni buni. Dar să prinde așa de muncă, să fie frumos, să fie, cum să vă zic, să prind măcar o lună de aia bună, rău de tot, pe noapte, ca să mă ciugulesc ceva cu duba pe zi. Câte o mutare, câte o asta, câte o asta, câte o asta. O să fac bilanț după un an de zile cu munca pe, cu duba pe, de muncă cu duba. Și o să vă spun ce și cum. Am văzut când scrieți prin comentarii că coxule mergi ca să amortizezi cheltuiala. Mie nu-mi permite să merg ca să-mi amortizez cheltuiala. Nu știu cum vedeți voi problema, dar mie nu mi se permite să merg să-mi amortizez cheltuiala. Că asta înseamnă cumva, ce înseamnă asta? Că dacă ai costuri de a supraviețui zero, da, poate că îți permiți să mergi să amortizezi ceva. Dacă ai costuri de supraviețuire, n-ai cum să vii să-mi spui că mergi să amortizezi cheltuiala. Pentru că de ce? Pentru că dacă mergi să amortizezi ceva, nu că amortizezi, agravezi problema. Și asta nu prea, nu știu dacă m-ați urmărit ceva spiroar la timpul cu mine. Eu, frate, n-am fost de mult. Mă eram când eram mai mic, trebuie să recunosc că toată lumea pleacă de la un statut în viață. Inclusiv dormi pe bănci, inclusiv spăla pe jos prin case pe la alții, care erau mai șmecheri și eu eram mai prost. Ai, ce să faci în viață? Bă, din Leyland de aici iau o remorcă. Păi mă duc o dată până la birou, mă. Nu cred că mă duc sus. Mă duc o dată până la birou, mă, că nu văzui dimineața că eu... Și mi-a făcut Vladimir la noapte casa. Mă pun să mă culc pe la 11, pe picioare legata, ca acum e nou pe picioare doar, ne? S-a mărit, bă, băiatule, ce vorbești, vine și îmi strige calculator. Vine și strige calculator. Și dacă mă prind și când filmez și l-am culcat, când să mă culc și eu a dormit, să ridic în picioare. De la 11 până la 2 s-a chinuit a mea să-l culc și am prins o râva de aia. După aia am sculat și eu că nu dormea și până la urmă l-am culcat eu pe picioare. Ce vorbești, bă, de multe ori mă uit așa, că mă uit pe furio cu din ăștia care se ceartă online, știi? Și cum nu mai pune lumea preț pe ajutorul pe care îl oferă părinții copilul. Bă, băiat, un drept, să crești un copil singur, tu cu a ta, și să ai și povara a plăti chiria, a plăti apa, a plăti aia. De multe ori te iau razna așa, mă mir cum de nu iau, pentru că nu prea mă iau razna, că nu prea mă iau razna, înțelegi? Plătește chirie, cumpără pampers, cumpără copilul să mărești, bă, să ai grijă de o familie de unul singur așa ca bărbat, adevărat ce mă recomand. Să-l crești singur, bă, să nu poți să zici că, bă, mă și las la mama 2-3 ore să mă recrezi. Nu există, la noi e cânture. Când e unul cu el, când e al altul cu el. Și trebuie să-mi faci și plăcere să-l mai duci pe la bazin. Lateral trebuie să-mi faci și plăcerea ta. Bă, TJ Morrison ăsta e ramp. După aia, din Blackburn, asta este o remorcă schimbat. Din Blackburn, la Leyland, asta două remorcă schimbat. Din la Paula la Wigan, din Leyland la... Deci am așa. Bine pus rău, cumva în ordine. Asta e ASAP, așa nu contează. Asta e pe la vreo 2 descărcare. La Wigan e la 5. Deci să ne fac pe ăștia, dar bine că ne scris să iau ordine. Mă duc să vedem prima remorca, să vedem să iau act. Ia că s-a făcut și dimineață, dragi oameni buni, suntem la TJ Morris. Scărcăm a 5 de hârtie igienică. Hau că iau cu dreapta, că n-are remorca lângă mine. 42 to 46. Lai la lai la lai la lai la la lai la la la. Bă, n-ai niciun stres, bă. 770. Cum ai putea, bă, să conduci 770? Bă, viața asta e așa crudă. Cum ai putea, mă, cum să conducem, mă, 770, întreb. Pentru un tovarăș.
care conduce, da, furdește, uite. Hai! Cum o putea, ce-o fi, mă, în sufletul lui, mă? Când conduce 770. Hai! Mă gândeam așa. Uite, bă, câte cărucioare. Mă gândeam așa, altă atitudine, pe tir, altceva, ești relaxat. De-aia nu prea fac vloguri pe două. Sunt foarte, foarte, foarte busy. Și de obicei, din cauza aia, nu fac vloguri pe după, pentru că am tot timpul ceva de făcut. Fortitude, pe tir. De multe ori știu toate joburile, păi pe astea le știu fără GPS. Doar că îl pun din când în când, de ce? Pentru că și GPS-ele astea, se alege praful de ele când nu le mai folosești. 46 e asta. Între așa două cu le-am bag. 43 o l-am bag. Numai nu prea e bine să fac ce fac acum, în momentul de față, dar... Hai. În 43 o acolo cred că o bag. Aici durează o oră să descare morca asta. N-ai treabă, bă. Ăla e 40. E busy, s-ar putea să dureze și mai mult de o oră. Am stat și 3 ore aici în rampă. 43. Am stat și 3 ore în rampă aceea. M-a și uitat Dumnezeu aceea. Oi, mă, știi, mă, să mă dau cu spatele la... Nu uiți asta niciodată, bă, nu te gândi. Nu te gândi. S-au schimbat foarte multe politici. De exemplu, când ridici de morcă acum la Acrul Vapor în curte, că contractul ăsta pe care îl băgăm noi, aceea despre asta este vorba, te pune să semnezi securitatea că ai încărcat, că ai verificat, că ai... Nu mă știu, dau cu spatele eu cu camion, uitați-o și voi. Vedeți? Că mă virez așa? Nu mă știu, s-a dus vremea mea, gata, am bătrânit, bă. Te pune să semnezi că ai verificat și că ai asigurat marfa. O chestie nouă pe care nu o făceau până... Cel puțin n-am mai băgat un job pentru ei de ceva timp. Știi? Mă, nu știu când au implementat-o, probabil s-a mai îmbordat marfa prin camioane. Ia uite și tu cum mă parcai. Hai. Nu mai știu să dau la rampă cu spatele să mă bată mama, bă. Nu mai știu să merg cu tirul. Bată cucu, dacă nu, uitați-vă și voi cum plecă remorca asta. Ceva normal, bă. Voi ce credeți, că e ca și cum merg pe bicicletă? Dacă nu practici, uiți. Bine, și da, fosta. Bine, și somnul pe care nu l-am băgat azi noapte. E un fel de cumul de funcții și rampile sunt... Cum ziceam, rampă sau rampi? Râmpile e înguste? E înguste sau este? Sau sunt? Problema e că bag foarte mult mâna în volan. Și n-ar trebui să bag atât de mult mâna în volan. Adică ar trebui să fac viraje mult mai scurte. Oh, Doamne! Oh, Doamne, Doamne! Bă, e foarte... N-am, mă, nici pe ce să-mi dea ăștia bani foarte mulți, dragi oameni, mă, și mă gândesc așa. Pe ce să-ți dea omul bani dacă tu... Vorba aia, nu faci, alimentezi cu motorină, n-ai griji, n-ai alea, n-ai... Pe ce vrei să dau bani? Ia uite, ăla plecă. Ce plecaj, bă, bată de noroc. Plecă și el, bă. Hai. Nu pun să-i chingă, că nu pun chingă pe ei. Plecă, plecă. Hei, deal-ul e cu metru cu el. Acum, când dau aia rampă. Vezi? A plecat marfa să mă bată tata, bă. Nu mă, ăla plecă. Asta nu plecă, vezi? Asta, și ce? O virare la stânga. O virare la stânga mai puternică. Mai amăruie, mai alea. Bă, aș colea în rampă și te culci. Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă, zici că să iei 10.000 de euro pe lună. Bă, dacă ai și face treburi, hai că e grija ta să mai asiguri o marfă, să mai alea, să mai conduci cu grijă, să mai... Dacă e. Dacă e, dacă nu e, nu e.
Să pui la rampă, îți trebuie niște manevre de făcut. Dar nu poți să zici că tragi în plug. Că dacă ți-e lene, inclusiv kingă să pui. Știi? Nu poți să zici, căldură ai, chirie nu plătești. A? Da. Și o să-mi dau tare în rampă, pentru că oricum paletul ăla am șubră de acolo. Vii, dai tare în rampă, să răstoară paleță către ăla. Că ridică la ușa, ușa pică Marvel. A murit. Hai, bun. A înciupit un pic, s-ar putea să nu-mi ceară cheile, nu-i mă duc. Nu mă o să-i dau cheile decât dacă vine careva și mi le cere. Pun pe pauză dacă e, să fie bine, să nu fie rău. Și stai, ce să faci, cum? E, te așa, mai mult în pat. Mă uitară ăștia cei, dragi oameni buni. 2 ore și 17 minute. Ba da, mama, dacă nu. Mă uitară tacia, bă, nebunilor. Mă uitară tacia. Taraci în rampă, bă. Mâncai o leacă, cum le-ai pe TikTok. Bă, am văzut că lumea face live-uri pe TikTok. Am zis că să nu rămân în urmă cu ceva, că am așa un feeling că rămân în urmă. Gen, știi? Să mă tu ăsta cu alea așa. Telefonul meu cred că moare de bătrân, să mă bată mama dacă nu. Ce înseamnă moare de bătrân? Mufa aia nu mai funcționează cum trebuie. Mufa de încărcare. Deci nu uit de multe ori să trag frâna de mână. Deci m-am dehobit în ceea ce reprezintă camioane. M-am dezexperimentat, să-i zic așa. Nu știu cum să-i spun, dehobit, zice, mă. Hai. Dură 3 ore, mă, aici. Hai de capul meu. La Paula iar o să dureze. Acum am 2 ore moș de mutat din Blackburn în pe primul job, da? Să bag post cu BB123LD. After 200 yards, turn around when possible, then turn left. Am observat că toate, bă, de exemplu GPS-ul ăla care mi-a murit mie, Dumnezeu să-l ierte. Ați observat și voi că și inclusiv mașinile, când nu mergi cu ele, atunci se strică. Inclusiv omul, când nu mai face activitate, atunci se duce pe ciocan. Mă refer la speranța de viață, cumva, știi? Și astea chiar funcționează. Mașinile, nu le mai folosești, să strică, să alege praful de ele. GPS-ul, după ce l-am lăsat să stea, când să-l dau să-l aprind, gata, să alegi praful de el. Ăsta își găsește foarte greu sateliții dacă stă 2-3 luni. Sau probabil și în funcție de unde pun antenele astea. E, și asta cred că ar fi o chestie pe care n-am avut eu în calcul de-a lungul timpului, știi? Că dacă îi pun antena asta probabil mai într-o zonă mai favorabilă, altă chestie, e altă mâncare de pește. Deci, dragi oameni buni, eu vă las. Auzit pe cipi în curtea școlii. Cască mai lucrez pe camion, vă fac treac vloguri. Dacă nu, jucăm World of Tanks, dacă nu, conducem Duba. Până data viitoare, grijă de voi și de trupurile voastre și spuneți-vă droguri. Dați un like și un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cox. Stimă-vă!